Informații și stăm acum de vorbă cu domnul Robert Cazanciuc, este președintele interimar al Senatului. Bună ziua, domnule Cazanciuc. Sunt aceste acuzații care vin spre dumneavoastră, cei din PSD, că de fapt doar vă faceți că doriți ca alegerile să fie amânate și că de fapt acceptați și ați căzut deja de acord ca data să rămână 6 decembrie. Cum de nu a fost de găsit chiar un membru al PSD? Nu avem explicație pentru faptul că un coleg al nostru nu a răspuns la telefon astăzi, nu avem explicație pentru că liderul UDMR nu a fost prezent de asemenea telefonic. Sper să fie sănătoși amândoi, să nu fi pățit ceva, dar sper să lămurim acest lucru astăzi sau mâine, așa fel încât mâine dimineață să putem organiza acest birou permanent. Alegerile vor avea loc atunci când este posibil, fără să punem în pericol pe nimeni. Pe milioane de oameni care vin la vot, pe sutele de miile de oameni care sunt implicați în organizarea acestui proces, dacă ne pasă cu adevărat de români. A spus foarte clar Curtea Constituțională că Parlamentul poate stabili data alegerilor. Noi, dacă trecem acest proiect de lege, nu stabilim data alegerilor, ci doar lăsăm la, spunem, discuțiile din Parlament, momentul la care ar fi cel mai potrivit să nu punem pe nimeni în pericol pentru a organiza alegerile. Ar trebui să fie o discuție așa încât să rezulte o lege votată de toată lumea, așa cum spune și Curtea Constituțională. Ca să ajungeți la această lege, mai întâi trebuie să treceți prin acești pași. Mai este posibil să accelerați, pentru că am văzut că atunci când PSD vrea, PSD poate să treacă o lege în timp record, în două zile, și prin Cameră și prin Senat. Astăzi vedem că nu s-a putut acest lucru. Nu. S-a văzut foarte clar că la moțiunea de cenzură PSD nu are majoritate în Parlamentul României. Dacă PNL... Domnul Cazanciuc, astăzi dacă domnul Ganea răspundea la telefon, și eu sper să fie în regulă, Doamne ferește, dacă domnul Ganea răspundea la telefon, aveați 7 persoane, erați în quorum, făceați ședința, puteați să faceți și comisia. Eu sper să fie sănătos domnul Ganea, dar am văzut o postare de dimineața domnului Ganea cu promovarea unui coleg de la PNL. Eu sper să fie doar o relație de prietenie între domnul Ganea. Deci tocmai ne-ați dat o știre, va pleca domnul Ganea la PNL? Nu a plecat domnul Ganea, dar sper să nu fie, aceeași formulă a PNL de racolare a unor oameni în momentele importante și de a bloca, practic, ceea ce spune Curtea Constituțională. Lăsați Parlamentul să decide data alegerilor, lăsați Parlamentul să facă consultări. Dacă președintele României nu face ceea ce ar trebui să facă, să invite într-o asemenea situație gravă, într-un asemenea moment extrem de important pentru națiunea română, să invite partidele parlamentare la negocieri, la Cotroceni, trebuie să lăsăm Parlamentul să facă acest lucru. PSD nu a spus că o să facă alegeri la o anumită dată. PSD a spus foarte clar, vom avea dialog la nivelul tuturor forțelor politice, în așa fel încât, de comun acord, să găsim cea mai potrivită dată pentru organizarea alegerilor în siguranță. Dacă așa ar trebui, domnule Cazanciuc.